Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că municipiul Reședință de Județ are o sumă prealocată de 60,6 milioane euro pentru zona urbană funcțională în baza programului operațional regional. Trebuie menționat că la nivelul Agenției de Dezvoltare Nord-Est, din care face parte și județul Suceava, este prevăzut un buget de 1,75 miliarde euro în cadrul aceluiași program. Edilul șef al Sucevei a precizat că se va bate să aducă 100 milioane euro și a explicat cum va fi împărțită suma deja prealocată. Primăria municipiului Suceava are o sumă prealocată cu zona urbană funcțională de 60.645.481,88 de euro, din care o regiune mai programul 2, o regiune mai digitalizată 2.766.705,91 euro, o regiune durabilă mai prietenoasă cu mediul 19.330.872,56 euro, din care clădiri publice, reabilitare 10.311.988,13, clădiri rezidențiale 3.657.244,04, creșterea protecției și conservării naturii, a biodiversității, a infrastructurii verzi, inclusiv în zone urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare 5.361.645,39. Această sumă vine în concordanță cu 100 de orașe europene inteligente și neutru climatic. Vom putea promova proiecte de natură, poluare, energie verde, precum și, așa cum am spus, conservarea naturii, plantări de arbori și așa mai departe. O regiune cu mobilitate mai durabilă. Și aici discutăm de proiectul transport metropolitan, autobuz în primul rând, 21.738.893,43 de euro. O regiune educată, 8.107.489,37 de euro, pe învățământ antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, liceal și universitar. O să vedem această posibilitate de colaborare, am avut și cu o discuție cu domnul rector Popa când am fost la întâlnirea cu primerea echipei de handbal, o colaborare primăria municipiului Suceava pe învățământ dual, universitatea. O regiune mai atractivă, și aici suntem promovarea dezvoltării integrate și inclusive în domeniul social, economic, al culturii, patrimoniul natural, al turismului durabil și a securității zonei urbane. 8.701.520,61, aici sigur s-a încadrat proiecte de turism pe care le avem. Deci o veste bună, sume prealocate 60.645.481,88 euro. Sigur, aceste sume sunt la prima strigare, ca să spun așa. Ele conform reglementărilor după 2 ani de zile, atunci când se face bilanțul, sumele care nu au fost utilizate, se merge mai departe, se repartizează pe competiții, pe bază de proiecte, deci vom mai avea posibilitatea să mai atragem fonduri europene pe programul operațional regional. Așa cum am declarat când am fost la Piatra Neamț, municipalitatea suceveană a fost cu proiecte de 100 de milioane de euro pregătite, deci atât că 60.645.481 de euro sunt prealocați. Pentru restul trebuie să ne batem la competiție și eu zic că noi avem șanse, avem experiență, am făcut și altă dată acest lucru.